Suntem pe Amethyst România Roleplay, serverul pe care am făcut și clipul trecut. Nu uitați, aveți link-ul către CFX sau /IP și de asemenea Discord-ul lor în descriere, în cazul în care vreți să aplicați și voi într-o facțiune la ei. Haideți să intrăm, să ne strângem și noi în număr cât mai mare, pentru că avem un giveaway foarte, foarte imens pentru voi. Stați pe fază, pentru că o să primiți niște bolide ca lumea. Salutare, mă băieți, bine v-am regăsit la un nou clip de FM. Astăzi suntem alături de Gagone. Salut, salut! Mă băieți, ce am vrut să vă spun înainte de a începe de a intra în pâine, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru like-urile pe care le-am sesat la clipul trecut. După cum am spus și a spus și Gaga, câte like-uri ai zis, mă, că ai vrut să se strângă la 229. Clip? 229. Eu cred că în momentul de față și din câte am văzut eu, s-au strâns peste 229 de like-uri, așa că vreau să vă apreciez enorm. Vă mulțumesc tuturor celor care ați dat like, bineînțeles, și totodată nu uitați să lăsați și la clipul ăsta un like. Na, câte să strângem, mă, Gaga, la clipul ăsta? Dacă să strângem de 229, urcăm miza 300. Hai la 300 clipul ăsta, mă, băieți, dacă să stăm 300 de like-uri și la clipul ăsta, am fi foarte recunoscător față de voi. Unde ne aflăm noi în momentul de față, ca să intrăm foarte repede în pâine, pentru că am organizat ceva foarte, foarte special pentru voi, ceva foarte frumos. Ne aflăm în East Custom, băieți. Deci suntem aici în atelierul lor de la East Custom. Ne-au lăsat puțin singuri, ei sunt afară ca să facem aici puțin, să stăm de vorbă. De câte vedeți, Dita atelierul au băieți aici, frumos. Uitați-vă și voi ce lumina au pe sus pe aici. Și noi am fost sponsorizați de către ei, împreună cu ei am realizat chestia asta și am reușit să scot, o să vedeți acum, 3 bolide pentru voi. Am organizat un concurs împreună cu ei, m-au ajutat să vă dau vouă aceste mașini oarecum. O să facem un giveaway, să înțelegeți mai pe scurt, /concurs. Ceea ce trebuie să faceți voi, pentru o să mergem și să vă arătăm locul 1, locul 2, ce se află pe... Sunt 3 locuri în total, ca să vă faceți o idee, 3 câștigători, 3 mașinuțe, o să le vedeți imediat și o să vă dăm câteva detalii despre ele. Tot ceea ce trebuie voi să faceți, ca să vă spun de acum, vă spun înainte și după prezentăm și noi mașinuțele, ce trebuie voi să faceți este să scrieți în comentarii, deci pe lângă faptul că dați like, bineînțeles, și abonare, dacă nu m-ar supăra, știi? Scrieți în comentarii acolo, #particip, da? #particip, eu o să, din câte știți, există un bot pe YouTube care îți răsfoiește toate comentariile și alege un câștigător, da? Este random, adică nu-i nimic plănuit, toată treaba o să fie random, câștigătorii se vor trage random, să zicem așa, se vor, cu botul ăla de pe YouTube, nu știu sigur acum cum se numește, dar... Gen, se vor lua toate comentariile, pentru prima dată o să se aleagă pentru locul 1, a doua oară o să se aleagă pentru locul 2, a treia oară se alege pentru locul 3, evident. Și o să fie ales de către botul la random, da? Deci, ce o să se întâmple după? Persoana care a câștigat mașina respectivă va fi contactată printr-un... Va fi contactată, de exemplu, pe YouTube, în comentarii o să răspund eu la persoana care a câștigat mașina și o să scriu acolo locul 1 și mașina respectivă pe care o să-mi las eu acolo ceva de... site de specializare, ca să puteți să lăsați un mesaj, să pot să vă dau mașina, evident, să pot să intrăm pe joc când am timp să vă dau mașina. Și cam asta a fost. Acum o să mergem să vă prezentăm mașinile, bineînțeles, o să vă prezentăm fiecare loc în parte și o să începem cu Bugatti Chiron 2021 Pur Sport, da? Deci mașinile astea, după cum am spus, sunt speciale, sunt special edition, le găsiți, sunt foarte, foarte rare și sunt special edition toate, da? Bun, începem cu locul 1, fiind Bugatti ăsta Pur Sport. Are, din câte vedeți, partea de jos toată fibră de carbon, sus spoilerul fibră de carbon, spate tot fibră de carbon, interiorul îl aveți și voi aici. Avem mașinuța asta Pur Sport, ăsta care emană undeva la 1600 de căluți putere, 490 de km pe oră, cică, top speed. Din câte am înțeles, 30 de exemplare în toată lumea, deci aveți șansa să vă puneți ghearele pe mașina de asta. Bun, deci ăsta e locul 1, da? Trecem rapid la locul 2. Și pe locul 2 avem, din câte puteți observa, încă un Bugatti Chiron, dar acesta nu este Bugatti Pur Sport, ci acesta tail. Este Long Tail. Sau îi puteți spune și Super Sport 300+, mai are denumirea asta. Ori puteți să-i spuneți Super Sport 300+, ori îi spuneți Long Tail. Știți voi că mai există varianta de McLaren Long Tail. Exact asta e și exact asta e ceea ce s-a întâmplat și cu Bugatti ăsta Chiron. Are un curuleț mai mare, să zicem așa, mai lung. În fine, din câte vedeți, e îmbrăcat full fibră de carbon, lung, Audi are dungile alea pe platform, pe capote și pe spate albe, care are un contrast mai frumușel. Îl puteți de asemenea face full carbon dacă vreți. Câți căruțe mană Long Tail-ul? 1500 de cai putere, cu 100 mai puțin decât Pur Sport.
448 speed, din câte am înțeles 60 de exemplare în toată lumea, da? Mașinuță frumoasă, jante frumoase. De asemenea, vă puteți voi customiza mașina cum vrea inimioara voastră în cazul în care o câștigați, da? Bun, din câte vedeți aici, mașina foarte, foarte șmecheră. Stați puțin să-mi lasă catalogul ăsta jos, vedeți interiorul frumușel. Așa, bun. Iar băieți, ultimul loc, pe locul 3 se află un... Haide, Gago, dă-și tu niște detalii frumoase despre mașinuța asta. Aici avem un Lamborghini Urus de la Menseri, care dezvoltă 810 cai și 1000 de Nm. Uhu. Și o viteză maximă de 320 de km la oră. Și din când am înțeles, prinde suta în 3.3 secunde. Foarte frumos, da, vezi. Și câte vedeți, este aveți... foarte customizabil. Și na, interiorul se face numai pe comandă. Din câte văd aici, avem carbon mai peste tot. Carbon pe... Da, ca să fie cât mai ușor, să cât mai repede. Deoarece este un SUV. Într-adevăr, da. Din câte vedeți, interiorul foarte clean. Sunet, stați puțin să-i dăm și noi o cheie să vedeți. Sune, nu mai spune, are o evacuare foarte wow. Da, nu mai spune de evacuările astea, câte sunt trei acolo. Auziți și voi, deci este nu mai auziți cum se aude. Dar este despărțită, nu mai multe. Auziți și voi numai cum se aude. Are și soft de pops and bangs la, la viteză, dacă lăsați accelerația, o să auziți niște focuri în spate. Da, un băieț, deci cam v-a să cu voi o idee în ce constă acest giveaway. Nu uitați să lăsați în comentarii / particip și peste câteva zile o să ne uităm ca să se strângă mai multă lume cui o să dăm aceste mașinuțe. Da, deci nu uitați, like, subscribe acolo și lăsați și comentariu. Haideți să intrăm și noi în clip. Mașinile aici, pentru că vă dați seama că nu o să mergem cu mașinile astea, o să le ținem pentru voi. Le luăm de acolo să nu și le șterpelească cineva. Hai ăsta. L-aș lua pe ăsta, dar mă rupe la sunet. Ha, ar merge la showroom? Sau am venit să mergem să direct? Ia, hai direct, acolo și... De acolo, nu sunesc asta, negru. Lasă. De ce? Vii? S-aude inima. Să facem niște joburi, mai vedem și noi ce mai facem. Asta are distanțiere. Da? Oare putem să ne facem jatele să... Ne băgăm niște upgrade-uri la mașină. Are sunetul de V8, mâncați. Cum arată mașina neagră? Cață și pula ta, cum arată mașina neagră? Și acum, fii atent pe asta, le fac roșii, încât se asortează cu interiorul. Numai că o să trebuie să mai închis puțin acolo. De oarecum portocaliu și mai e. Așa e numai bine. Tu schimbi jantele la el? Nu. Le lași tu pe alea? Păi da, normal. Cred că îmi pun nici eu, pentru că se văd ciudat. Era mișto dacă puteam să las mașina mai jos.
roți. Hai, oricum neagră arată perfect. Ne-am făcut și geamurile din spate și laterale fumurii. E bine, m-am urcat pe bara, da. Pe ce, mă? Era o bară pe jos, pe când. Erai, mă, da. Ești ăsta de aici? Da, drag. Păi știi ce mașina te-ai rupt în două? What? Stai așa, stai așa, stai așa. Vrei să jucăm? Hai. Hai, frate. Pe câți bani? Și după mergem la păcănele să mai dăm. Ce zici? Ia, vezi să mă băgăsesc? Mai faci și noi acolo așa, tutorial cum să faci bani. Ia, vezi să faci bani. Cum să faci bani și cu vrei pe și gaga, ce zici? Da. Ia, mă, să vedem. Opa, hai să luăm, tac. Ia. De unde ți-l iei? Deci. De unde le luăm, mâncați? Deci, ești prost? A, ia un tac. Dă-mă și mie unul pe ce drag. Hai, ești la masă? Hai, de băieți. Gata? E play. Cum mă întind cu aia? Mamă, fii atent, din săgeți. Și pe ce dau? Sintează mai ușor. Lovește. Tu vezi acum ce fac eu? Da. Știi. Ia vezi, frate. Da, să bag neagră aici, nu-mi dau seama. Am băgat una verde. Ai băgat verdele. Solidul 6, ok, ok. Tu tot eu dau, tot eu dau. Hai, trebuie să vedem, hai, trebuie să vedem. Omul, dacă te teleportezi, la minge, în pula. Fii atent, aș băga. Da, nu mai e cum să, gen, să dai ca lumea în ele. Dacă dau una asta roșie să ducă în aia la ta, e, va fi. Și... Hai, tati. Lol, ce-am băgat aici, bun, solid 3. Dă-te-mă în pula mea de aici. Easy. Hai, băieții. Nu prea întreabă cu neagră, așa că îi dăm direct în asta. Și... Am băgat-o? N-am băgat-o. Hai, gata, e rândul tău acum. Ia vezi. Ce râzi, mă, prostul? Râzi că, păi, stai într-o formă ciudată, gen, când te uiți așa. Stai ciudat, zici că ești... Zici că ai coloana ruptă în două. Așa e de la script, vă dați seama. Hai, mă, dai-și tu? Ah, ai băgat albă. N-am băgat albă. Era pe care să bagi. Mersi frumos, mi-ai pus mingea aici direct să bag movu. Hai că-l bag dacă e ceva. Dau un gălbeneu asta, să vedem ce zici. Easy! Solidul nu băgat. Băgăm și noi maroneta. Hai că o băgăm dacă e. Era să bag negre, nu? În dalt, hai de-i. Face și zi afară. Fădești. O! Tac, vreau să intream în două aproape aici, nebun la cap. Da, un albăstuiul ăla, poate să zice cu mantă. Băi, ești prost, du-te, băi, deci. Frate, că îți consum noroc aia și după la păcăne nu mai e noroc, vrei să vezi? Pă bune, dau un astea să le spar de aici, că e gen. Am băgat alba? Bagi galbenul, frate. Da. Ia, mă, Gago, mă, ce faci, mă? Am încercat să bag la mijloc, aici.
Da, și mai așa mai. Hai, acum trebuie să le sparg, n-am ce să le fac. Ei, dau direct, ca la noi. Și o bage. Ia să o bag aici, nebună, ca... Să nu bag galbă iară. Da, mă, că le sparg eu, fel. Na, ai băgat alba. Era să bagi alba. Ia vezi că mi-ai pus să fix să dau în galbene. Numai că nu mai văd, ești nebun? Nu mai văd. Hai, dau și unde apuc. Eu nu mai vedeam nimic. Hai că mai câștigăm de meci ăsta. Stai și mă uit să văd ce e afară. Încă e seara afară. Pua, bă, și era să intre Vomarovul. Deci nu-i galbenul ăsta puțin el așa? Hai că dăm dacă e ceva. Era să bagi neagra. Dacă bag neagra în belito. Defendeci. Trebuie să intre. O! Aaaa! Aaaa! Aproape. Bă, ca aici. Nu-i dă mine o jucă, stau să văd. Că și dă mine. Ia tine, deci dacă dau una asta așa, s-ar putea să... Hai că să duce ciuci, încercăm, noroc. Bună asta, bună, mi-a plăcut asta. Cu mantă, cu toate, bun. Hai, da, haide să te văd acum. Ai putea băga marocana aia sau ce-o fi? Oh! Nu te cred că s-a lovit în bine de te la... Și intra, bă. Băi, păi... Iar nu pot să văd. Dă așa că dai bine. Da, așa să mă rămâi cu... Acula, nu văd cu aia. Ia de ce fac, dau direct în marocana aia. Am băgat una. Bula. Ai băgat? Am băgat portocalie. Portocalie, da, galbenă. Să ce forță. Portocalie, galbenă, am băgat eu. Da, aici nu prea am ce să dau, decât dacă dau fiatin, deci dacă dau... Nu. Așa, nu, o șterg pe aia puțin la cur, fiatin. O șterg la cur așa, ca să o în față. Ai șters de toți banii, tu. Ia vezi că ai și cuștești la cur și ai băgat-o direct în... Ia sunt. O, aproape intra. Ia vezi că mi-a pus o țeavă. A, nici chiar. Nici chiar. Trebuie să ștergi și pe asta la cur puțin el. Ce fac doi proști la două dimineața, auzi? Hai că ți-am pus o țeavă, ți-am pus o țeavă. Marocana-i țeavă, dacă n-o bagi. Ia să vedem. Oh! Am băgat pe aici. E, imposibil pe jocul ăsta, am băgat pe aici. Da, ce bag eu e întrebare? E neagra. Hai, dau full în asta să o scot aici. Parcă mă cobagi. Ma! Hai, am putut perfect. Nu, chiar perfect, dar o ștergi la cură, o ștergi la cură. Nu poți. Aici nu poți, da. E cu șterg pasă la altă. De așa puțin, în stânga. Mi-ai pus mie marocana. Ia atent cum îi dau la aia. Gen. Așa încet. Aaa, bă, mă, lași. Nu, e imposibil, bă, ăsta fură.
Mi-ai băgat, fii atent aici. Iar nu văd, hai mă frate. Nu văd, coaie. Nu văd. Uite-te frate. Da. O! Oh! Ai băgat-o. Bulan a băgat-o pe aici, nebun. Acum ai băgat-o și aici. Aici ai băgat-o. Da, da. Hai de la Maruca nu cu mantă. Poate intră în gaură. Ah, aproape. Era să bagi negre. S-a pus o țigiule aproape. Dar nu văd. Îmi văd dinții. Bă, dar poți să gen jos, să joci la toate mesele sau doar la sel? La toate mesele. I-a băgat alba. Știu. Va ce zi afară cu ei? A făcut și zi afară între timp de când jucăm noi aici. Oh! Mamă, ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut? Da, ia acum nu văd eu. A, văd, văd. Ia tine câte zi, dau puțin el. Nu! Cum s-a făcut la gaură, ești prost? Gata, ți-am pus o țeavă. Ți-am pus o țeavă. Te se dai așa puțin, așa, șterpelești la cură acolo în stânga. Hai că se poate. Hai că se poate. Puțin el, așa, puțin el. Te-ai făcut așa, mă? Ești că ești capra să mă... Ai, 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 ești că ești capra de părast să mă... Ai, 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 cum mă pun băi aici? Apasă gura, bă. Bă? Da. Okay. Gata, tati, beliși pulos cu mine. O șterpelez puțin la cur și a intrat. Ah, da, o șterpelez la cur și intră. cred că ai șters-o cam la cur. cred că e cam curat la cur, dar nu vreau să mai fie șters, nu știu ce să zic. Oricum, nu prea suntem noi în domeniul ăsta. Încă te puteți observa. Oh, mersi, mersi. Nu mi-ai pus-o la găurice. Că iese afară, trebuie să-i dau un cel la cur. Ia. Oh! Ah, mă, hai, intră. Nu vreau, mă, nu, dacă nu vreau, nu vreau. Ce? Bă, dar noi avem probleme cu bila asta, mă, că nu vreau să intre să-mi... Bă, e de-o cum. A intrat? N-a intrat. Aoleu, doamne. Stai poate de 20 de minute, cine să crezi? Hai, că-mi bagă neagră. Da, ok, se pare că am pierdut. Da? Am pierdut, nu? Normal așa era, dar mă, că când se mai joacă la jocul ăsta. Hai, de dracu, lăsăm și cinci că am pierdut. Așa ar fi normal. Deci. Hai, dă-i cu mantă cu tot. Dacă nu era alba, cred că intră. O! Oh! Asta e a dracu, nu vrea deloc o gagă. Iată ce dăbrăsc. Nu e imposibil, mă. Gata. Easy, tati. Sănătate numai bine. Am luat și meciul ăsta, cu toate că am băgat neagra. Ce loc ai pierdut? Ești prost. Haide. Hai, lăsăm și noi tăculețul. Așa, gata, și băieți. Și acum, unde mergem? Vedem că dă soarele afară, ce trec. A, la rublet aici. La păcările. Ce tablete are ăsta în spate, ziua? Ia, vedeți băieții că mergem înapoi la păcănele, să rupem banii. Deci venim cu 169 de milioane, dar să vedem ce profit facem aici. Am un 400 la mine. Ia să vedem. Ține minte, 400, da?
Da, 1400, eu am 169 de mii. Ia să vedem. Dăm direct pe cota maximă, nu? Direct pe 200. Ce 200? 300? Uite la asta. 300, ia, hai. Bam, 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 bam. 300 de mii. Haide. Gata, și acum direct pro open space, pe ce drag. Ia să vedem. Uite ce tare, bă, dar nu cad la mine, nu cad. 777? 3 milioane deja din start. Deci dacă pica 7-le la mai sus, băieții, 100 de milioane erau asigurați. 100 în mie, 100 în mie. Bun. Hai să vedem. 1 milioane jumate. 3 milioane. Hai să vedem. A luat 3 milioane? 3 milioane alta acum, da. Ai pierdut imediat și pe ăștia. Bă, trebuie să-i dublez, bă, și eu prost. Ia, avem 3 mandarine de-astea. 900, hai că-i dăm gamble la ăștia. Îi dăm negru. Ok, 1800, negru, iară, roșu, 3600, încasează câștigul, easy tati, vedeți cum se fac banii, hai dăm un space, aole, e pe cotă mică, ia să vedem acum, hai dăm iară, haideți băieți, miză maximă, ia să vedem, ia zic Agut, ne băgăm tare sau? Da. Hai să vedem, deci 150 de milioane, să vedem că scoate. Păi coaie, dar mă știu că am prins panoul de șeptar, bă, și n-am văzut cât mi-a dat. De aia, uite cum se vede logo-ul ăla, unde ești? Îl văd. Cum se vede logo-ul ăla sus acolo, ești pe plădirile alea. Păi da, nu-i, mă? Bă, pule, pune asta o tai? Tai. Aici ar trebui să vede ProTV sus acolo. Ia, vizitai sediul aici. La mine ce apare cu MOV? Hai, m-am dat... Da, îmi face un lac că mă uit încolo, Gago.